Dacă într-adevăr el a mai făcut treaba asta, se pot aplica anumite sancțiuni. Dacă n-a mai făcut treaba asta și e primar, nu o să poate face asta. Conform articolului 58 alineatul 1 ca măsură complementară, nu există așa ceva. Nu efectuează transport, nu există transportator, nu face transport. Păi cum, dacă pe mine mă va aduce? Uitați, a luat clientul, domnul a luat clientul. Uitați acum. A luat clientul. A confirmat pe video că este șoferul. Opa! Da, unde este? Acolo, cine este taximetrist? Din voi, cine e? Din mașină sau din voi? Cine e? Cine? Voi sunteți taximetrist? Da, cine o face cu mine? Aplicați-vă acum, da? Bine dimineața, agent Bondra, brigada rutieră, documentul. Ce serviciu efectuați? Fac prin aplicația Uber. Faceți Uber, da? Dumneavoastră, pe lângă documentele personale și ale mașinii, dețineți atestat profesional de transport persoane? Păi sunt înscris la o firmă. Domnul meu, eu vă întreb un lucru. Dețineți atestat profesional de transport persoane? Nu, dar n-am. Pe mașina asta există autorizație de transport persoane în regim de închiriere? Atestat de transport persoane în regim de taxi? În regim de închiriere. În regim de închiriere. Și treabule, poți să taci puțin? Iar dumneavoastră, că hai să vă lămuresc. Deci, dumneavoastră aveți taximetru, da? Da. Și sunt și putem. Da? Domnul, da, metrologie avem. Da? Avem metrologie. Puteți să are plata cash. În aplicație are plata. E omologat al nostru. Da, eu n-am zis că e omologat. Al lui este omologat? Eu sunt inginer, fac asta după programul. Conform documentele legii 2892, pentru orice serviciu trebuie să eliberează bon fiscal. Da. Asta când mergeți să cumpărați o haină, un obiect și așa mai departe, vi se eliberează bon fiscal. Adică? E urcat în mașină. Mă, asta nu facem. Okay. A făcut comandă, a făcut comandă. Autorizația de transport în regim de închiriere. Nu eu, dumneavoastră. Dar băi, nu le da. Lasă-i. Lasă-i să plece de aici. Articol din legea 38, ce scrie aici? În cazul... De aia citiți dumneavoastră, vedeți că legea asta 38. Da, e cu dușitor. Nu, e cu mod repetat? Nu, hai că nu începe. Asta, e cu mod repetat. Nu, exact. Nu confundați modul repetat. Această măsură din articolul 58 aliniatul 1 se aplică ca măsură complementară. Deci, în cazul utilizării unui autoturism pentru transport public de persoane, da, cum a avut el plata cash, de fără ca aceasta să dețină autorizație taxi sau după caz copii conform. Te rog frumos, de ce îmi filmezi în mașină? Păi ești transport public de persoane, nu? E cu șofer. Nu e privat? Ori dacă aceste documente au validitatea depășită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat cu prevederile și precum și în cazul cazurile prevăzute la articolul 20 alineatul 7 și articolul 36 alineatul 2, dar cu aplicarea contravenției prevăzută de prezenta lege, nu avem niciun drept de autorizare respectiv. Eu sunt înscris la o firmă care dă factură și facturează factura, da? Vedeți? Nu înțeleg de ce vă luați de mine. Uitați, de ce eu sunt înscris la o firmă care îmi facturează fiecare curs? N-am de întrebă cu tine. În modul repetat, poliția rutieră poate să... Poliția trebuie să-și facă datoria, nu noi știm. Aveți 2 milioane de clienți. Nu? Deci modul repetat se poate dovedi foarte ușor, numai că nu se vrea. Să știți dacă am mai făcut sau nu, sau doar tehnicul? Tehnicul știe. Numai tehnicul. Ok, articolul 25. Pentru executarea regimului de închidere... Ai capsator? Doamne ferește, nu puneți vorbe. Dați-mă să vorbesc, că nu aveți un capsator? În mod repetat. Eu în momentul de față, domnului, îi fac un proces verbal de pistare. A doua oară, dacă dumneata rămâi prima dată, la prima abatere, o lună de zile, da? Se suspendă dreptul de a autoriza vehiculul, nu vă înțeleg 6 luni. Am înțeles. La prima abatere poate să prezinte copia conformă? Păi nu oare. Nu oare. Păi și eu dacă trec pe roșu, stimate agent de poliție rutieră. Păi de ce nu luați în mod repetat?
că nu l-am la mine. Păi cum a spus dumneavoastră? E aceeași chestie. Nu am la mine permisul. Ce-mi luați? Domnul agent, ce-mi luați? Ce-mi luați? Păi de ce să-mi luați dacă nu l-am la mine? Dumneavoastră a spus că el dacă n-are copia conformă, nu aveți ce să-i faceți. Vă rog frumos. Dar dacă îi jurați așa de mult, de ce nu faceți? Cum să facem bă, dacă sunt taximetriști? Dacă trec pe roșu, Doamne ferește, faceți și voi, cum facem, noi plătiți taxele și impozitele care le plătim. Ai carte de muncă? Da, sunt inginer automatist, eu muncesc și alte 8 ore și fac asta după program ca să-mi plătesc mai repede. Da, dar e ilegal, n-ai copie conformă, n-ai nimic. Ce un taxi? Ce să vezi că câștigi mai bine? Pentru că asta poți să iei să vreau, nu plătesc nimic, fac cu mașina mea. Uite, a spus cu gura după ce? Nu plătesc impozitul pe factură, deci sunt înregistrat la o firmă care îmi plătește impozitul pe venit. Bă, frate, nu știu, eu nu te trag de la răspundere. Bă, noi n-am venit nimic cu tine, șoferii, vorbesc, deci e vorba e de Uber, da, alea. Noi n-avem nicio problemă personală cu tine, personal, n-avem nimic. Personal că face treaba asta. Noi avem o problemă personală cu legea. Noi plătim taxe, plătim, avem. Dacă ți-era dosarul meu, e atât de gros. Uite, atât e de gros de la mașină. Noi avem obligații, noi avem condiții. La Uber nu contează nimic, mașină de 20 de ani nu contează. Stați că mai avem unul, cred. Oprit cu clientul. Ce face ăsta? Ia la taxele.